Salutare, dragi prieteni! Ce faceți? Cum mai sunteți? Iată că timpul trece, chiar dacă este toamnă și o vreme specifică lui George Bacovia se ia afară, de asta am și ales să discutăm azi puțin despre poezia Plumb, o poezie care marchează un cadru trist până la urmă, un cadru specific vremurilor în care trăim. George Bacovia este elita poeziei simboliste românești. El debutează în 1916 cu volumul care se numește Plumb. Da, și prima poezie din volum este chiar Plumb, adică este o importanță deosebită pentru că alege să debuteze în volum cu această poezie care este o emblemă a literaturii simboliste. Dar înainte de a discuta despre George Bacovia, este important să discutăm puțin și despre poezia simbolistă în general, să vedem care sunt coordonatele simbolismului, ce înseamnă simbolism, de ce apare acest curent literar. Simbolismul apare în Franța, da, la francezi. Este teoretizat de un anume Jean Moret într-o revistă numită Le Figaro, articolul se numește Le Simbolism. Și propun o poezie nouă, și o poezie cu totul nouă, poezie cumva conceptualizată diferit. Și înainte de poezia simbolistă avem poezia parnasianistă, poezie rece, o poezie lipsită de emoție, da? O poezie cultivată în principiu în literatura română de Ion Barbu și Macedonski, deci o poezie nu prea sentimentală. Înainte de poezia parnasianistă am avut parte de poezia romantică, da? Cu Eminescu, cu... Și poezia romantică era foarte explicit, era sentimentală, da, era o generare a sentimentului, era o reflexie puternică, poezia romantică, o reflectare puternică a interiorului, mult, mult sentiment, dar simboliștii aveau anumite aspecte care pentru ei nu erau în regulă, da, în poezia romantică. Au un principiu pe care îl denunță poezii simboliști, este acela al sentimentului explicitat. Deci în poezia romantică sentimentul era înțeles, era numit. Iar simboliștii vor să rezolve această problemă, sentimentul să nu mai fie explicitat, sentimentul să fie sugerat. Da? A sugera, iată, visul, spunea unul dintre părinții simbolismului. Deci, practic, simbolismul vrea să meargă pe direcția asta. O poezie sugerată prin ce? Sugerăm anumite sentimente, da? Sugerăm moartea, de exemplu. Deci nu numim sentimentul, îl sugerăm prin ce? Păi prin cromatică, prin culori. Putem avea culori care să trimită spre moarte, da? Prin muzicalitate, putem avea anumite cadențe, anumite sonorități care să trimită spre moarte. Putem avea anumite corespondențe, da? Un lucru din natură, să aibă corespondență în interior, în planul interior, să trimită tot spre moarte, de exemplu. Da? Deci cele mai importante trăsături ale simbolismului, da? Culoarea, adică cromatica, muzicalitatea, corespondența, sugestia și ca figură de stil principal întâlnim sinestezia. Sinestezia, o figură de stil care leagă mai multe senzații, care conectează mai multe senzații dând o stare diferită în momentul în care lecturez poezia. Da? Și vom vedea imediat și în poezia noastră Plumb. Care este sinestezia. Deci ceva ce poți să și auzi, poți să și miroși, poți să și vezi. George Bacovia se concentrează foarte mult asupra sugestiei. Folosește foarte mult culorile. Și observăm plumbul, da? Titlul este foarte bine ales. Tot timpul trebuie să ne raportăm la titlu, da? Care un element de pătrundere în lumea textului. O poartă de intrare în lumea textului. E titlu. Și plumbul ne oferă foarte multe sugestii tematice. În primul rând, putem interpreta titlul la nivel cromatic, culoare. Plumbul este gri. Zugrăvește o lume gri, o lume cenușie, o lume apăsătoare, o lume în care se pierde, practic, sentimentul de bucurie. Apoi, la nivel de corespondență, plumbul este greu. Sufletul poetului, într-adevăr, este greu. Discutăm despre o poezie de tip artă poetică aici. Ce este arta poetică? O poezie în care vedem referințe spre poezie, în care este prezentat rolul poetului, scopul poetului,
ce face poetul în societate, și aici condiția poetului. Poezia este scurtă, din două catrene, două cadre. Un cadru exterior și un cadru interior. Primul cadru vedem că dormeau sicriele de plumb. Aici e o personificare, desigur. Sicriele dormeau, adică oamenii erau cuprinși de un somn spiritual. A, lumea este de plumb, este prezentat cadrul unui cimitir care trimite clar spre decadență, spre degradare, spre moarte, spre pierderea sentimentului de fericire. Și observăm și prezența euului liric. Stam singur în cavou și era vânt, da? Singurătatea tronează în această secvență. El e singur în cavou, singur închis între patru pereți, da? Nu poate să iasă din această lume dificilă, această lume în care aspirațiile sunt călcate în picioare. Era vânt și scârțiau coroanele de plumb. Aici e sinestezia, da? Coroanele se pot vedea, se pot auzi. Ascârțeau coroanele de plumb. Un zgomot cosmic aici. Un zgomot de anvergură cosmică. Apoi partea interioară, al doilea cadru, în care ne concentrăm asupra interiorului poetului. În continuare vedem somnul predomină, adoarme și amorul. Deci iubirea nu mai poate să-l salveze pe eul liric. Da? Și pe flori de plumb am început să-l stric. Vedem acum, nu mai e singur, încă avem lângă mort și era fric. Deci e cuprins de o stare de răceală interioară, o stare din care nu mai poate să iasă și aripile de plumb atârnă. Vorbim despre un zbor invers, un zbor în jos. Deci iubirea în romantism era o soluție de salvare. În simbolism mai există și o soluție de salvare. Vedem foarte mult, foarte multă subiectivitate aici, prezența euului liric, da? Cu stam am început să-l strig. Repetiția cuvântului plumb de 6 ori, da? Plumb, 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 cu titlul 7, da? O cifră simbolică până la urmă. Deci o poezie construită simetric, da? Paralelism simetric observăm aici. Dormeau, apoi dormea întors amorul meu, scârțeau coroanele, atârnau aripile de plumb și foarte multă muzicalitate, da? Deci avem sugestie cromatică, muzicalitate, da? Tema, desigur, condiția poetului într-o societate nefastă, într-o societate în care poetul nu poate să se înalțe spiritual, o condiția de damnat a poetului în societatea interbelică, lipsită de aspirații. A, și, desigur, ideea principală este aceasta, degradării existentului, a degradării frumosului, da? Florile de plumb, a, vedem plumbul care e gri, care e urât și florile de care sunt frumoase. Și avem un oximoron. Este clar un oximoron, dar flori de plumb. Degradarea frumosului, degradarea existenței. Totul este greu, totul este apăsător, totul este sufocant. Cam aceasta este atmosfera pe care o creează Bacovia. Desigur, un eseu îl găsiți în linkul din descriere. Sper că v-a plăcut acest videoclip și să ne auzim următoarele.